ținta ta obiectivul nostru. 1 plus TV lansează cea mai provocatoare săgeată în joc. Aliniază ținta ta și devin un membru în cea mai exclusivistă campanie. Excelența definește titlul. Campania de excelență de la 1 plus TV. Sunt Mihai Weber, deputat și antreprenor. Disciplina și rutina ne fac responsabili. Cu toții avem un trecut de unde am plecat și ne-am format ca oameni. Sunt 4 generații de schileri, chiar dacă se numesc diferit. Dincă schilerul parlamentar al Gorjului vreo 19 ani, Aristide Schileru, și el parlamentar de Gorj după Marea Unire din 1918, Constantin Nicolaescu Plopșor, nepotul lui Dincă Schileru, marele istoric, care și el a candidat la Gorj în 1937, și iată, acum, de 2 legislaturi, Mihai Weber, strănepot al lui Nenea Dincă Schileru. El, ultimul dintre ei, și anume Mihai Weber, strălucește și el în această constelație de oameni politici ai Gorjului, și cu siguranță cel care a scris o carte despre schilerii îi dorește mult succes. Antreprenoriatul pentru mine reprezintă o formă de suport pentru oameni. În orice decizie, alături de mine a fost soția și cei 2 fii de care sunt atât de mândru. De mai bine de 30 de ani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Din fiecare alegere, din fiecare pas realizat, trebuie să rezulte prezent pentru viitor. Gorjul contează. Atragerea banilor europeni, obiectiv național, marca PSD. Descentralizarea deciziei, autoritățile locale, motorul absorbției fondurilor europene. Bani europeni pentru o țară europeană. Sunt Ion Cristinel Rujan. Sunt gorjan și voi rămâne gorjan. Experiența mea îmbină 2 domenii: administrația și educația. În administrație, ca înalt funcționar public, am lucrat în structuri centrale. Și prefect al județului Gorj. Acum sunt vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Îl cunosc pe Cristi Rujan de foarte mult timp. Un profesionist adevărat. Gorjul contează, prezent pentru viitor. În educație am fost și sunt conferențiar universitar în domeniul drept. Este un dascăl cu literă mare, care va fi un spor de valoare pentru Parlamentul României. Spune ce trebuie și face ce trebuie. Siguranța unui trai mai bun pentru oameni este motivul candidaturii mele la Senat. Proiectele gorjenilor sunt proiectele mele. Gorjenii contează. Prezent pentru viitor. Sunt un om devotat. Sunt Ion Cristinel Rujan. Investițiile în Gorj sunt importante pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea economică a județului. Voi propune un proiect de lege care să acorde facilități pentru investitori. Trebuie să ne aducem părinții, frații și copiii acasă. Numele meu este Claudiu Manta, notar public și asistent universitar doctor. S
Sunt tată la două fiice și un soț dedicat familiei mele. În fiecare zi spun prezent jobului unde activez de 13 ani și asistent universitar la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Am învățat pe băncile școlii gimnaziale Constantin Săvoiu, iar liceul l-am absolvit la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Am decis să urmez Facultatea de Drept din București, dar acasă pentru mine înseamnă viitorul. Mulți o să mă întrebe ce este viitorul. Pentru cei care au copii, uitați-vă în ochii lor și o să vedeți viitorul. Întotdeauna a fost un copil cu minte, destul de muncitor. Să-și mulțumească și familia, de ce nu, și părinții care oricum sunt mândri că și la nivelul pe care l-a atins și până la urmă nu cred că există satisfacție mai mare pentru un părinte dacă se vede depășit de copilul lui. Și în campanie, dar și în politică, Claudiu ar trebui să fie el însuși. Să se adreseze omului cu sufletul și cu inima și mai puțin cu rațiunea și cu logica din politică. Claudiu, ai ajuns în vârf. E greu să ajungi în vârf, dar mai greu este să te menții. Ai prins aripi, zboară. Duc cu tine gândurile oamenilor, nevoile oamenilor și nu uita de ei. Știu că sper că vei fi unul din cei 460 de parlamentari și nu vei putea schimba foarte mult lucrurile, dar pe cât posibil să nu-ți fie rușine când te întorci de acolo, să dai mâna și ochii cu oamenii care te-au trimis acolo. Împreună putem spune prezent pentru viitor. Sunt Claudiu Manta, candidat PSD la Camera Deputaților. Cunoscând foarte bine zona turistică Rânca Transalpina, am în vedere o inițiativă legislativă care să aibă în vizor stimularea activității desfășurate de operatorii din turism și activități complementare. Turistul trebuie să se bucure de sejur. În final, o astfel de lege înseamnă operatori de turism și servicii complementare mai bine dotate și cu personal mai bine plătit și motivat să facă treabă bună. Mai mulți turiști mulțumiți, venituri mai mari, dezvoltare, viitor! Sunt Dorin Tașcău, profesor de matematică, director al Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. M-am născut în Bumbejiu, în primele zile de vară ale anului 1962. Am aflat ce înseamnă școala în băncile școlii generale numărul 3. Tot acolo am avut și prima întâlnire cu matematica, întâlnire care în mod evident mi-a marcat existența. Am înțeles ce înseamnă școală în clasele liceului Tudor Vladimirescu, acum colegiul pe care îl conduc de mai bine de 20 de ani. După mai bine de 3 decenii petrecute în slujba educației, sentimentele față de școală, față de elevi, față de tot ceea ce înseamnă să fii profesor, sunt aceleași. Am decis să perfecționez ceea ce am început în facultate și ulterior am obținut titlul de doctor în matematică. Dincolo de toate acestea, dragostea pentru materia pe care o predau și-a dat mâna cu ambiția de a sădini mințile tinere din fața mea, dorința de a fi cea mai bună variantă a lor. Sunt Vlad Ioan Țâr, student în anul 1 la Facultatea de Fizică din cadrul Universității din Oxford. Liceul l-am făcut la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, unde l-am avut profesor de matematică pe domnul director Dorin Tașcău. Despre dumnealui pot spune că nu a ezitat niciodată să se implice, explicând într-o manieră extrem de riguroasă teoria și neezitând totodată să aducă în discuție probleme mai dificile decât solicită materia școlară. Consider că acestea au fost puncte cheie care m-au ajutat să ajung aici, întrucât examinatorii universităților de top urmăresc mai mult decât simpla înțelegere a unor exemple de bază. În încheiere, doresc să-i urez mult succes domnului director la candidatura pentru Camera Deputaților. Sunt Dorin Tașcău, prezent pentru viitor.
Sunt Dorin Tașcău, director al Colegiului Național Tudor Vladimirescu și candidat al Partidului Social Democrat pentru Camera Deputaților. Pledez pentru descentralizarea învățământului românesc și pledez pentru ca toți copiii din învățământul primar din România să aibă after school gratuit. Ținta ta, obiectivul nostru. 1+ TV lansează cea mai provocatoare săgeată în joc. Aliniază ținta ta și devine un membru în cea mai exclusivistă campanie. Excelența definește titlul. Campania de excelență de la 1+ TV.